Oameni buni, vremurile apuse nu sunt duse! Haideți să vă veseliți! Haideți să luptați! Haideți să vă gătiți, să plângeți, să păiați, să vă trebuie! Asta se va întâmpla! Asta și mine! Sunt duse. Cu voia Tatălui, cu puterea Fiului și cu binecuvântarea Duhului Sfânt, prins am și această minunată zi de la Domnul. Eu sunt castelanul Săsărman, povestitorul a ceea ce se va întâmpla astăzi și mâine în scenariul Marea Năvălire Tătară de la 1241. Situată la granița răsăriteană a regatului maghiar în nord-estul Transilvaniei, localitatea Rodna a atras atenția puterii regale de timpuriu, zăcămintele de aur și argint de aici au trezit un uriaș interes la curtea regilor arpatieni, care și-au întins de timpuriu stăpânirea asupra ținutului de la izvoarele Someșului Mare. Încât se poate afirma că orașul minier Rodna a existat din secolul al XII-lea. Pentru a pune în valoare resursele miniere, dar și pentru a asigura paza graniței, pe aici trecând unul dintre drumurile cele mai frecventate, care lega ținuturile de la est de Carpați de Transilvania, Rodna a beneficiat de o colonizare germană temporie, care se suprapune unui habitat preexistent românesc, cu structuri sociale și politice, care reverberează și după cuprinderea lor în formele organizatorice ale regatului maghiar.
bogățiile Rodnei și prezențele amenințătoare în răsărit, cumanii și mai ales tătarii, au adus Bistrița și Rodna de timpuriu în atenția regalității maghiare. Astfel, la Rodna, în primele decenii ale viacului al XIII-lea și poate chiar la sfârșitul secolului al XII-lea, sunt exploatate mine de aur și argint. De acestea, însă, auziseră și hoardele tătare de la răsărit. Oameni buni, astăzi și mâine veți putea urmări scenariul Rodna și Marea Năvălire Tătară de la 1241. Înainte de aceasta, să vedem cum acest pământ binecuvântat a primit la sânul oamenii veniți de departe tare în acel veac al XII-lea, adică pe Saș. Acum se va porni în paradă, paradă pe care o vom asimila cu exodul sașilor până în tabăra medievală din spatele bisericii. Aici este locul vostru, locul nostru. Se numește Rodne sau, în limba celor de aici, Rocna. Dragilor, am ajuns. Am ajuns la poalele frumosului oraș Rocna, de la baza munților, locul către care am pornit și locul făgăduit de către rege. Aici am primit drept de a întemeia familie, de a primi pământ și de a-l proteja alături de români, de băștinașii locului. Părinte, citește-le orânduiala. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Fiecare familie va primi pământul său, pe care să-l muncească și să-l apere, să-l facă să rodească, precum ne-a învățat pe noi Domnul nostru Iisus Hristos prin pilda talanților. Pământ avem destul în acest colț de rai din țara de dincolo de păduri, despre care doar auzit am vorbindu-se până acum. Fiecare veți primi 3 bucăți de pământ. Pe una o veți ara și semăna primăvara, pe a doua o veți ara și semăna toamna, iar pe cealaltă o veți lăsa un an să dea iarba. Apoi o veți ara și semăna și pe ea și veți lăsa o alta pentru înierbare. Și pământul roditor are nevoie de odihnă, precum avem și noi. Brânză, caș și jântiță vom cumpăra de la românii de aici, făcute la stânele lor din munți. Pădurile vor fi ale obștei. Dominus vobiscum. Așa cum preasfinția s-a spus, Doamne ajută! Bărbați, de aici încolo veți purta arme, deoarece aceste tărâmuri sunt călcate de cumani și de tătari. Jefuiesc și ucid. Dar până la vremuri mai tulburi sau mai frumoase, haideți să ne veselim. Femeile noastre vă invită în noua noastră casă. Fie ținte un lucru în timp. Deși stăm alături de băștinași, să vă învățați copiii din ce țară ați plecat. Diximus, așa am vorbit. Haideți să ne veselim! Pe loc,
gata? A, nu. Gata cu asta, nu? Bună ziua, bine v-am găsit! Iată, am redeschis porțile cetății Rodna pentru al doilea an consecutiv în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Produs în Bistrița Năsăud cu sprijinul Primăriei Rodna. Este un eveniment care face parte dintr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu sprijinul unui parteneriat solid constituit din alături de Primăria Rodna, care de altfel și cofinanțează acest proiect, de către Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie a Turismului, Asociația Comunelor din România, filiala Bistrița Năsăud, Asociația Culturală Rodna Veche, Asociația Culturală Bistrița Medievală, care de altfel este și inițiatorul acestui proiect în urmă cu mulți ani de zile. O idee a castelanului Săsărman este astăzi pusă în practică, un moment care reconstituie evenimente extrem de importante din istoria cetății Rodna, extrem de importante pentru devenirea sa ulterioară. Am să invit la microfon pe gazda noastră, cel care ne-a oferit tot sprijinul, domnul primar Valentin Grapini. Bună ziua, dragii mei! Mă bucur foarte mult că și în acest an, împreună cu Produs în Bistrița Năsăud, reușim să organizăm acest eveniment care sper eu să ducă mai departe și să devină tradiție toate obiceiurile care au fost pe acest tărâm, pe acest tărâm minunat, pentru că, așa cum spunea și castelanul, Rodna datează din cele mai vechi timpuri, ca fiind una dintre cele mai frumoase și bogate localități încă de pe vremea tătarilor în secolul XII. Mă bucur foarte mult că în acest an am înțeles că o să avem foarte multe surprize și față de anul trecut s-a diversificat activitățile, o să avem și invazia tătară care în anul 1200 a avut loc chiar pe acest teren. Ruinele din spatele dumneavoastră spun aceste lucruri și faptul că deja noi am început privind finanțarea pe program operațional regional și prin POAT a reabilitării bisericii și a vestigilor istorice monumente categorie A, deja avem primele cercetări făcute de o echipă de arheologi și săpături în acest obiectiv și pentru acest obiectiv, un proiect care va prinde viață începând din acest an și, cu siguranță, după terminarea lui, va fi unul dintre cele mai frumoase obiective ale județului Bistrița Năsăud, pentru că mâine încercăm cu cei care au scris proiectul și cu cei care deja fac săpăturile respective să vă prezentăm o altfel de Rodnă, o Rodnă sau o Rocnă, așa cum spunea mai marele Jude, așa cum era odinioară. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această zi de sărbătoare medievală și vă rugăm să rămâneți alături de noi pe cele două zile de festival, așa cum trăiau rocnenii odinioară pe aceste tărâmuri. Mulțumesc mult, Doamne ajută și să aveți ședere plăcută la Rocna. Mulțumim mult, domnule primar. Unul dintre cei care a răspuns cu un mare, mare da și cu întreg sufletul atunci când i-am propus această idee, de fapt, dânsul este gazda noastră, pentru că aici ne-am stabilit tabăra, părintele Pavel Vranău, Biserica Greco-Catolică Sfântul Gheorghe. Stimate domnule primar, distinsă doamna Elena, onorați invitați, nu putem decât să afirmăm faptul că îmbrățișăm cu drag
această a doua ediție a porților medievale deschise aici la Rodna. Bineînțeles, vă doresc tuturor din tot sufletul să aveți parte de zile în care să gustați din plin de tot ceea ce ține de cultură, de gastronomie, dar să nu uităm și de spiritualitate. Și fiindcă doresc să fiu scurt, v-aș aduce spre meditație cuvântul și îndemnul fericitului și de pie memorie Vladimir Ghica, acela care spunea: puneți-L pe Dumnezeu în tot ceea ce faceți pentru a-L regăsi în ceea ce vi se întâmplă. Deci, fie că suntem în momente de bucurie, fie că, dacă Dumnezeu decide așa, norii încercărilor se vor stabili și deasupra vieții noastre pentru un timp, nu trebuie să uităm de Dumnezeu și trebuie să-L punem în tot ceea ce facem. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare zile frumoase de sărbătoare. Mulțumim mult! Până o să vă spun cam ce ne așteaptă aici, aș invita alături de noi și pe doamna Floare Grapini, directoarea Muzeului Etnografic și al Mineritului, parte a Complexului Muzeal Bistrița Năsău. Mulțumim pentru parteneriat! Mulțumesc și eu! Bună ziua! Vreau să vă spun că Muzeul Etnografic și al Mineritului din Rodna va avea porțile deschise pe tot parcursul acestor două zile și vă așteptăm să-l vizitați cu mare drag. O să găsiți foarte multe lucruri interesante și vă veți întâlni cu o parte din trecutul Rodnei. Așa că vă așteptăm cu drag să ne vizitați. Mulțumim frumos! Aș vrea să spun că acest eveniment nu ar fi fost posibil fără sprijinul și implicarea voluntarilor Europe Direct Bistrița Năsăud, cărora le mulțumim și aș vrea să le acordați câteva aplauze. Vom avea parte în aceste două zile de concerte de muzică medievală și tradițională, precum și ateliere muzicale cu cimpoierii din Transilvania, care de altfel au și deschis evenimentul, precum și cu fanfara Rodna, tabără cavalerească și momente fascinante de reconstituiri istorice cu Aserculis, mercenarii Aserculis și vulturii Călatei, ateliere de gastronomie locală și punct gastronomic local, mâncare Papa Bun de la Elena din Deal, ghidaj cultural istoric cu Asociația Culturală Bistrița Medievală, Voluntarii Europe Direct și Asociația Culturală Rodna Veche, ateliere meșteșugăresc și târg de meșteșuguri vii produs în Bistrița Năsăud, de asemenea secretele teatrului și nu în ultimul rând, ci de altfel primul eveniment care deschide seria de momente din cadrul festivalului Porți Medievale Deschise Rodna 1241, este expoziția de fotografii și documente de arhivă din istoria Rodnei, istoria cetății Rodnei și nu întâmplător am lăsat-o la sfârșitul deschiderii oficiale pe doamna Cornelia Vlașin, șeful Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, căreia îi mulțumim pentru parteneriat. O rugăm să facă o mică deschidere, după care să mergem împreună în incinta bisericii să vedem aceste documente extrem de valoroase. Bună ziua și din partea Arhivelor Naționale. Eu am fost onorată să particip alături de toate instituțiile de cultură și iubitori de frumos la realizarea acestui eveniment. Într-adevăr, Rodna pot spune că este localitatea cu vechime din România, una dintre cele mai vechi localități atestate documentar 1235, cu o importantă istorie, datorită poziției pe care a ocupat-o atât politic cât și economic, dar și social. Într-adevăr, Rodna se bucură de un important fond documentar la Arhivele Naționale și noi avem grijă de istoria Rodnei. Documentele, practic, atestă importanța burgului Rodna de-a lungul istoriei și trebuie să nominalizez că aici a fost
o poartă între Transilvania și Moldova. Drept urmare, de-a lungul timpului a fost și disputată între domnii Moldovei și principii Transilvaniei, apoi a făcut parte din regimentul de graniță, fiind practic sediul companiei a treia a regimentului de graniță. Vedem cât de importantă era această localitate și prin oamenii pe care i-a dat de-a lungul timpului, și aici îl nominalizez pe Florian Porcius, care a fost primul academician recunoscut de Academia Română, dar și de către Academia Maghiară, pe Gherasim Domide, care a fost preotul greco-catolic care a susținut memorandumul românilor din Transilvania 1892-1894 și care a fost condamnat cu cei mai grei ani de închisoare. De asemenea, Rodna a jucat un rol important în Revoluția Pașoptistă 1848-1849, dar și prin participarea la primul și al doilea război mondial, și pentru acest lucru stau mărturie documentele care se află în custodia Serviciului Arhivelor Naționale a României. Eu vă invit să vizionați expoziția. Mi-a fost foarte greu, practic, să aleg din multitudinea de documente care să ateste vechimea și importanța burgului Rodna. Am început cu un document de la 1590, prin care Rodna primea numeroase privilegii, fiindcă Rodna s-a bucurat la 1268 de monedă proprie, putea să bată monedă proprie, putea să țină burg, adică târg, în fiecare duminică, și puține localități au bucurat de acest lucru, dar mai multe le discutăm odată cu vernisajul expoziției. Eu vă mulțumesc, felicit administrația pentru tot demersul, o felicit îndeoseb pe doamna Bărbos, că întotdeauna organizează evenimente de înaltă ținută, și îi felicit și pe ceilalți coparticipanți. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! De asemenea, îi mulțumim și prietenului nostru, Peter Moynihan, cel care este motorul acestui eveniment. Mulțumim și partenerilor media, Bistrițianul, Observator BN, Info Bistrița, Rock FM, Bistrița FM, ASTV, N1 TV, ProPolitica, Bistrița Business. Mulțumim din tot sufletul pentru sprijin! În primăvara anului 1241, tătarii pornind din Rusia năvălesc în Transilvania pe două părți, o parte prin țara Pârsei, iar o parte sub Cadan, pe la Rodna. Rogelius scrie că pe atunci aici locuiau mulțime nenumărată de popor sub conducerea comitelui Aristalp, care era după constituțiunea sa și lui din Transilvania judecător în timp de pace și comandant în timp de război. Unii istorii susțin că locuitorii erau sași, teutot, care lucrau la băi, și numărul lor îl pune Timon și Haltei la 4.000 de oameni. Întăriturile de lemn tăiate, care probabilmente s-au făcut și aici la mandatul regelui Bela al IV-lea, nu au putut ca să împiedice torentul sălbatic. Mii de mongoli purtători de securi mergeau înaintea armatei, tăind pădurile, deschizând căile și delăturând toate piedicile puse în cale, și în 31 martie 1241, în zi de Paști, ajunseră muntele Cucureasa deasupra Rodnei. Comitele Aristat, auzind de venirea lor, le iese înainte cu tot poporul. Cadan, însă, văzând mulțimea celor înarmați, le-a întors spatele, prefăcându-se că fuge de ei. Atunci, mulțimea de popor din Rodna, crezând că Cadan s-a reîntors de tot, bucurându-se de învingerea raportată, s-a reîntors, depuse armele și cu vin servară victoria zilei. Însă, tătarii pântiră ocaziunea, se reîntoarseră și pe rând era Toiul cel Mare, fără veste veniră, și după ce cetatea nu avea muri, ori alt muri, adică pereți, ori alte întărituri, au năvălit în dâns sape mai multe părți și au prădat-o cu fier și foc, omorând după un document vreo 4.000 de oameni, ori și mai mulți. Cu această ocazie au aprins tătarii și templul, biserica, cel splendid, care era unul din cele mai artistice cap de operă din Ardeal, luând în considerare atât grandiozitatea cât și gustul cel excelent artistic. Astfel, prin lucru a câteva secole, o oră făcu o grămadă de ruine și cenușe. Astăzi, în Rodna, trece omul peste mai multe ruine,
dar niciuna nu se poate măsura nici în frumusețe, nici în mărimie cu ruinele acelui templu, a cărui sanctuar e transformat în biserică românească. Aici măsă trunchiul turnului celui semez de odinioară, în înălțime de 7 stânjeni, sub dânsul ușa uriașa templului, murjul naie de vreo 10 stânjeni în lung, în vârful murului a crescut un mesteac în mare. Acest cap de operă, edificat în stil vechi german, aproape de 7 secole, se împotrivește cu chintele timpului distrugător, care până acum nu a putut să distrugă turnul și murul, care nu i-a amestecat cu cărămidă. Încă mult timp se va împotrivi de tărțiile timpului. La o mică depărtare, de la intrarea prin ușă, de sub ruinele turnului vechi, pe partea de mijloc a fostei biserici, din 1241 s-a clădit Biserica Românească de acum, unde suntem noi astăzi. Consistând numai din a treia parte a bisericii de odinioară, este totuși atât de spațioasă cât poate cuprinde înăuntru său peste 1000 de oameni. În Rodna sunt o mulțime de căi subterane numite pivnițe săsești, dar se pot numi cu drept cuvânt catacombe, care fug cruciși și curmeziși pe sub pământ, dintre care unele sunt mai largi, altele mai strâmte, în lungime de mai mulți zeci de metri. Locuitorii cei mai vechi au fost românii, ca pe întreaga vale a Someșului. Chiar în timpul Daciei sub romani, Rodna era un oraș montanistic foarte strălucit. Mult timp după aceea l-au cultivat regii Ungariei cu deosebire cu ajutorul oaspeților germani. Băile de aur de aici au atras multă populațiune, așa încât a fost în stare să clădească astfel de temple. Împrejurarea că, chiar pe la 1268, Rodna avea cumpăna sa proprie de bani, adică avea monedă proprie, apoi sistematizarea văii, numeriozitatea urmelor de opiruri fotinarii, adică de galerii de mină, mulțimea zgurilor, ruinelor de muri și a celarilor, pivnițele, sunt dovezi că acest obiect a fost în secole trecute un oraș metalurgic mare și avut și că lucrarea minelor a fost manoparată în expansiune însemnată. Opirurile cele mai grandioase sunt făcute de romani. Murii, pereții bisericii dărâmate de tătari la 1241 arată destul de evident că aici au lucrat romanii. Ca dovadă servesc 4 comune din piatră cioplită, care au fost un jertfelnic roman și au între ele un spațiu pătrat ca o masă. Aceste pietri se află în peretele din dreapta bisericii românești de astăzi, edificată la anul 1825 pe ruinele templului dărâmat de tătari. Și ca prin minune, au rămas neatinse de atâtea veacuri până în anul 1859, când biserica românească s-a mai lungit pe ruinele vechi, cu care ocazionune dărâmându-se un perete vechi s-a descoperit amintitul loc. Și acel loc puteți să-l vedeți și dumneavoastră, că este practic expus și practic se lucrează. Felicită administrația locală că pune în valoare acest locaș, localitatea Rodna. Eu sunt cumva onorată să organizez expoziția într-un astfel de locaș cu o înaltă spiritualitate. Eu vă mulțumesc, vă stau la dispoziție dacă vă aveți întrebări și vă aștept și la Arhivele Naționale, practic, să ne redescoperim istoria. Vă mulțumesc! Îi mulțumim stimatei doamne Vlașin pentru deosebită complexă și frumoasă cuvântare pe care o ținut-o și îmi cer mii de scuze, nu am nici echipamentul potrivit și nici nu am fost pregătit pentru o cuvântare, dar la insistențele domnului primar, doar câteva cuvinte, să zicem așa, completare în ceea ce privește latura spirituală. În primul rând vreau să mă prezint, Pavel Vranău este numele meu și din 2012 păstoresc această comunitate ca și apartenență de cult greco-catolică. Dați-mi voie pentru încă o dată să vă urez bun venit la Rodna. În această localitate
a cărei locuire o găsim undeva pierdută în negurile istoriei. Bineînțeles, la muzeu veți găsi obiecte folosite în perioada neoliticului, dar să nu uităm, așa cum a amintit și doamna Vlașin, de epoca romană. Romanii fiind de altfel cei care au dat și numele acestei localități, Valis Rodnensis, Valea Rodnei. Bineînțeles, ei sunt și cei care au adus elementul credinței. Este un lucru incontestabil acesta și fiindcă nu vreau să mă lungesc prea mult în ceea ce privește această perioadă, facem un arc peste timp și venim la anul 1000, an la care găsim aici, la Rodna, întemeiată o micuță mănăstire benedictină. Ar fi demn de amintit anul premergător, anului 1200, perioadă în care la Roma s-a întâlnit Sfântul Dominic cu Sfântul Iacin. Doar în câteva cuvinte subliniam întâlnirea lor de acolo. Sfântul Dominic, știm bine, a plecat la Roma pentru a cere binecuvântare, pentru a cere aprobare de la pontiful roman pentru întemeierea Ordinului Călugăresc, care până în zilele noastre îi poartă numele Ordinul Călugăresc Dominican. Bineînțeles că a primit această aprobare din partea pontifului roman. După cum spuneam, acolo s-a întâlnit cu Sfântul Iacin, un sfânt polonez, care a îmbrățișat și el acest ordin călugăresc și care, în ghilimele fiind spus, a primit poruncă de la Sfântul Dominic să se întoarcă în țara lui de origine, în Polonia, și acolo să întemeieze și el la rândul lui acest ordin călugăresc și să zidească pentru ai săi biserici și mănăstiri. Și pe urmă, după ce va face acest lucru în țara lui, să treacă, citez, și la sălbaticii din Transilvania și să facă același lucru și pentru ei. Lucru pe care l-a făcut, a trecut prin pasul Rotunda și de ce s-a oprit la Rodna este simplu de spus, pentru că deja, din punct de vedere spiritual, aici exista nucleul, exista acea mănăstire benedictină, dar de mici dimensiuni, iar din celelalte puncte de vedere, după cum a spus și doamna Vlașin, atât amar de mulțime de om la vremea aceea, Rodna fiind o localitate deosebit de înfloritoare, poate că nu greșim dacă afirmăm cu mult mai înfloritoare decât, facem o comparație, este Bistrița comparativ cu Rodna în zilele noastre, probabil era ceva diametral opus în perioada respectivă, Rodna comparativ cu Bistrița. Era un centru deosebit din toate punctele de vedere. Iacin s-a oprit aici și, după cum s-a amintit, a zidit aici acea mănăstire dominicană. Dar viața acelei mănăstiri a fost de scurtă durată, pentru că, după cum ați auzit în relatările anterioare, tătarii, năvălind în 1241, au prădat și au distrus absolut totul. Se spune că în incinta acelei mănăstiri exista și o catedrală care putea să găzduiască undeva în jur de 10.000 de suflete. Și ați auzit relatarea, faptul că această micuță bisericuță poate să cuprindă chiar și până la 1.000 de suflete în interiorul ei. Dacă vom privi o schiță cu ruinele vechiului edificiu, vom putea constata faptul că bisericuța actuală este cât punem degetul într-o palmă. Deci era într-adevăr deosebit de extinsă acea construcție, acea mănăstire, acea catedrală și, după cum spunea și doamna Vlașin, în exterior se poate vedea una dintre coloane, unul dintre pilonii de susținere a respectivului edificiu. Ei bine, cum s-a spus, tătarii, mongolii, popoarele migratoare nu au putut să rămână străine în ceea ce privește
toată bogăția Rodnei, în special acele metale prețioase, aurul, argintul, și între 1241 și 1717 de mai multe ori au prădat Rodna, dar cele mai importante invazii sunt extremitățile, cea de început și cea de sfârșit. Nu ne mai oprim asupra primei invazii, pentru care a relatat deosebit de frumos doamna Vlașin, câteva puncte și repere istorice. Ne aducem aminte la 1762, întemerea granițelor năsăudene, pe urmă 1764, împărăteasa Maria de Tereza, printr-un decret la data de 8 decembrie, donează ceea ce a mai rămas din vechiul edificiu, o capelă înșghebată între ruinele mănăstirii și a catedralei, ruinele și grădina înconjurătoare donează comunității greco-catolice de atunci, toate cele amintite. Pe urmă, bineînțeles, este momentul în care la Rodna ajunge ca și preot distinsul, amintit deja, preot Gerasim Domide, memorandistul, cel care a luptat atât de mult alături de ceilalți pentru întreaga națiune. Deci nu numai pentru creștinii săi greco-catolici, nu numai pentru biserica sa, ci pentru întreaga națiune, pentru întregul popor. Despre Florian Porcius știm că a fost cantorul său, deci iată, un academician de renume a fost în acele vremuri cantorul lui Gerasim Domide. Probabil de aici, dintr-una dintre stradele acestea, cânta la sfintele și dumnezeieștile slujbe. Bineînțeles, ne vom opri la anul 1859, când știm că acest edificiu s-a renovat și a fost alungit, așa cum scrie și pe frontispiciul de la intrarea din biserică, sub păstorirea părintelui Clement Lupșai. Până în zilele noastre s-a păstrat în această formă. Ar mai fi demn de amintit faptul că la 1838, sub păstorirea părintelui vicar Simeon Pop, s-a sfințit piatra de temelie a Bisericii Mari de către întâiul purpurat al românilor, cardinalul greco-catolic, bineînțeles, de fie memorie, Iuliu Hosu, împreună cu întreaga sa suită, din care nu lipsea și secretarul său, cunoscutul Agârbiceanu. Bineînțeles, toate celelalte vremuri care au venit, războiul, perioada comunismului și toate celelalte, le lăsăm pentru un episod următor.